Românii apreciază civilizația din Occident, dar nu sunt dispuși să respecte reguli elementare precum păstrarea curățeniei. Este și cazul șoferilor care adesea transformă strada în coș de gunoi. Observăm conducători auto care aruncă pe geamul mașinii mucuri de țigară sau alte resturi. Noile prevederi ale codului rutier prevăd amenzi uriașe pentru acest gest, cu până la 2900 de lei. Foarte urât. Înseamnă că ce fac acasă, fac și pe stradă. Așa se cunoaște. Omul care știe să păstreze curățenia, o păstrează oriunde, în orice loc. Și la WC-ul public dacă te duci și trebuie să păstrezi curățenia. Dacă știi să o păstrezi, dacă nu, ești prost crescut. Foarte prost, foarte rău. Să fie amendat. Că atunci nu avem curățenie în oraș niciodată. Dacă șoferii nu-s buni, copilând de ăștia văd că s-a mai menținut, dacă nu prea mai văd dacă ajung așa, dar șoferii da. Băiatul meu îi bagă în mașină și cafeaua, dacă o bea, în mașină și când se oprește, se duce și duce la... Unii sunt, unii nu sunt. Oamenii nu respectă regulile elementare pentru o societate modernă. Vrem o țară ca afară, dar să o facă alții. Aruncatul gunoaielor, atât din mașină cât și pe stradă, este la ordinea zilei. În general, românii aruncă tot, mizerie peste tot, pe unde vrei, pe drumuri, pe râuri, pe câmpuri, pe unde vrei. Ăștia suntem. Ne critică străinii și ne supărăm. Eu am copii în Germania, am fost acolo. Farmacie peste tot, deci pe drumuri naționale, pe câmpuri, peste tot. Noi suntem departe de adevăr. Poate pentru mulți români, spiritul civic este ultima lor grijă. Nivelul scăzut de trai al României își spune cuvântul. Totodată, nepăsarea din jurul nostru se simte, iar românii sunt corigenți la simțul civic.